Capitolul 4. Hrănește bestia. La ce ești atent, ai obții. Și cu cât oferi mai multă atenție unui lucru, cu atât mai mult îl hrănești și cu atât mai puternic crește. În viață și în afaceri, este absolut necesar să fii atent la lucrurile și la oamenii care lucrează pentru tine și să ignori lucrurile și oamenii care nu o fac. Succesul mă hrănește, câștigul mă hrănește, productivitatea mă hrănește, atingerea propriului potențial mă hrănește. Îmi fac liste cu lucrurile care mă fac mai puternic și liste cu lucrurile care nu au acest efect și le folosesc pentru a hrăni bestia și pentru a înfometa orice lucru care mă face să am dubii. Mulți oameni îmi admiră imboldul. Impulsul constant, abilitatea de a rămâne pe calea mea mult timp după ce alții ar fi părăsit-o. Mă întreabă, care e principiul după care te ghidezi? Acesta este, poate, cea mai importantă întrebare la care poate răspunde cineva. Pentru mine, este efortul continuu, prezent în fiecare moment de a hrăni bestia și de a înfometa îndoiala. De fapt, nu vorbim despre bestie la singular. În orice moment al vieții tale, vei dori să hrănești mai multe bestii în același timp. Acestea sunt țelurile pe care vreau să le ating, să le hrănesc, să le onorez și să le exersez. Câteva dintre obsesiile mele sunt să fiu cel mai de succes om pe care îl cunosc, să îmi gestionez corect banii, să fiu un soț, un tată și un filantrop extraordinar și să fie un exemplu pentru ceilalți. Dacă îți hrănești bestiile, visele tale au o șansă să devină realitate. Dacă le ignori sau le negi, vei sfârși prin a avea obsesii ciudate, destructive. În cel mai bun caz, atunci când le reprimi, se vor transforma mai mult ca sigur în invidie, frică, dubii și regrete. Rămâi concentrat pe ceea ce îți permite ție și afacerii tale să creșteți și nu investi niciun pic de timp, energie sau resurse în acele lucruri și în acei oameni care nu fac asta. Hrănește bestia obsesiilor tale. În acest capitol vreau să îți ofer uneltele necesare pentru a-ți hrăni bestia. Apoi, pentru că îndoiala este cea mai mare amenințare, și prin urmare, cel mai mare inamic al tău, în următorul capitol vom vedea cât de important este să o lipsești de atenția ta, să o faci atât de neînsemnată, încât va pierde influența pe care a avut-o cândva asupra ta. Atunci când ești cu adevărat obsedat de lucrurile corecte și când le hrănești constant, toate acele lucruri care te trag în jos, problemele legate de stima de sine, caracterul introvertit, dizabilitățile, frica de succes, frica de eșec sau orice altă formă de nevroză, dispar. De ce? Pentru că nu-ți pasă de el. Atenția ta este concentrată pe lucrurile bune. Nu-ți vei spune niciodată despre ceva că e imposibil și nici tu nu ar trebui să crezi vreodată asta. Un străin a venit la mine recent și mi-a spus: înțeleg că țelul tău este ca 7 miliarde de oameni să-ți știe numele. Știi că asta e imposibil, nu? M-am gândit. Tipul ăsta nu vorbește cu mine. Dar încearcă să dea un sens motivelor pentru care el însuși a renunțat. Nu am nevoie să-mi spună nimeni cât de dificil e. Greu de realizat sau poate chiar periculoase sunt scopurile mele. Știu toate astea și o să continui să încerc să le obțin, pentru că alternativa este prea dureroasă. O să mă judec mai puțin dacă nu voi obține exact ce mi-am dorit, decât dacă nu încerc deloc. Trebuie să îți înfrunți, stăpânești și canalizezi obsesiile spre un elan grandios și plin de energie dedicat succesului pe care ți-l dorești. Stabilește-ți parcursul posibilităților. Apoi, alimentează-ți motorul cu
un combustibil octanic. Vei superconcentra pe țelurile tale. Mulți oameni vorbesc despre țeluri ca despre un lucru frumos, ceva bun de făcut, dar nu și eu sau orice altă persoană de succes pe care o cunosc. Țelurile nu sunt rezoluțiile de anul nou sau o intrare dintr-un jurnal sau un abțipil pentru o mașină. Ele sunt extrem de necesare pentru fericirea și împlinirea vieții tale. Nu o să pot să subliniez asta mai mult de atât. Nu-ți scrie țelurile pe un post-it la care să te uiți din când în când. Mănâncă, dormi și respiră țelurile ale. Nu doar pentru că ar trebui, ci pentru că nu poți să nu o faci. Hrănește-ți bestia, pentru că atunci când devine destul de puternică, să nu mai rămână loc de dubiu. Pentru că în momentul în care te îndepărtezi de țelurile tale sau în momentul în care ți-ai luat ochii de la ele, începi să te pierzi în zgomotul minții tale și al lumii din jurul tău. Trezește-te și du-te la culcare cu țelurile în minte. Scrie-le în fiecare dimineață și citește-le în fiecare seară, până când devin o parte din tine. Odată ce le-ai internalizat, vei vedea totul în jurul tău ca pe o modalitate de a-ți atinge țelurile. În momentul în care renunți la această practică, te vei regăsi în aceleași cicluri repetitive ale muncii fără scop. Și nu uita că țelurile vor continua să se maturizeze și să se schimbe. Nu vei scrie aceleași țeluri pe care le scrii azi și peste 5 ani de acum încolo. Strigă către viitor. Mențineți atenția constantă asupra viitorului, nu a trecutului. Ce vei crea? Ce poți face tu care nu a mai fost până acum făcut? Uită-te la ce e dincolo de parbriz și ignoră tot ce e în oglinda retrovizoare. Hrănirea bestiei te va menține axat în viitor și într-o descoperire constantă a propriului potențial. Exemplu, în timp ce scriu aceste rânduri, dețin aproape 5.000 de apartamente care valorează, probabil, aproximativ 400 de milioane de dolari. Când am pornit pe drumul acesta, nu puteam să îmi imaginez cum e să deții atât de multe proprietăți. Îmi amintesc că mă gândeam, dacă aș putea să am 20 de unități care să-mi aducă niște bani în plus în fiecare an, aș fi extaziat. Asta era tot ce puteam să văd pe atunci. Acum, pentru că am rămas în horă și pentru că le-am permis scopurilor mele să se maturizeze și să se extindă pe măsură ce îmi atingeam țintele, sunt capabil să gândesc dincolo de ceea ce văd ca fiind potențialul meu maxim. Astăzi, acele 20 de unități pe care mi le doream cu ani în urmă au devenit 4.000 de unități și un cont de 4 miliarde de dolari. Acum, când fac această nouă declarație, devin temporar copleșit. Cum pot face asta? Nu am mai făcut-o până acum. Nu am angajat destui bani suficienți, nici cunoștințele sau conexiunile necesare deocamdată. Tipii de pe Wall Street o să mă omoare cu dobânzile. Va trebui să mă ocup de avocați, inspectori și investitori. E așa mai departe. Când mă gândesc la toate motivele pentru care nu îmi pot realiza acest țel, bestia intră în hibernare. În acel moment, în loc să-mi declanșez fricile, îmi scriu țelul de a avea 4 miliarde de dolari din proprietăți imobiliare care le oferă 20% comisiuni investitorilor. Mă gândesc la cum pot oferi case minunate miilor de familii, ca să nu mai vorbesc despre locuri de muncă cu salarii impresionant de mari. Când hrănesc bestia, se întâmplă ceva magic. Brusc, mă surprind cu gândul la cum pot să fac asta, în loc să mă gândesc la cât de greu este. Aproape de nicăieri, mă regăsesc în diferite ședințe și conversații cu oameni care mă pot duce acolo. Obsedat de învățare. Cel mai ușor mod
prin care îți poți hrăni bestia este de a petrece timp învățând ceva nou sau învățând cum să devii mai bun în ceea ce faci deja. Fă-i pe cei mai de succes oameni mentorii tăi. Cumpără cărțile scrise de ei. Du-te la conferințele lor. Citește-le interviurile. Și transformă-ți călătoriile în timp pentru învățat. Umple-ți telefonul cu podcasturi și cărți audio pe care să le asculți în drum spre muncă sau spre casă. Aprofundează-ți cunoștințele. Nu e suficient să bei din Kool-Aid, înnoată în el. Apoi, asigură-te că oamenii care trăiesc în aceeași casă cu tine și care lucrează în compania ta citesc aceleași lucruri. Hrănește bestia economică. Trăim pe o planetă a economiei, iar economiei nu-i pasă de culoarea pielii tale, de religie, de nivelul de educație, de intențiile tale sau de bunătatea ta. Ai nevoie de bani pentru orice, de la cumpărături până la angajarea oamenilor și de la caritate până la promovarea companiei. Pentru tot e nevoie de bani. De aceea, a fi atent și a obține bani ar trebui să devină parte a misiunii tale obsesive. Dacă vrei să zbori, ai nevoie de bani. Trebuie să devii obsedat de hrănirea bestiei economice, banii, pentru ca ea să nu fie o problemă constantă și recurentă care să te domine atât pe tine, cât și firma ta. Valorifică banii. Cu toate că oamenii vorbesc mereu despre cât de importanți sunt banii, majoritatea îi cheltuiesc pe lucruri stupide care nu le alimentează obsesia în niciun fel. Apoi, ezită când vine vorba să investească în lucruri care le vor aduce mai mulți bani. E o surpriză faptul că cei care au cele mai mici țeluri în viață au și cele mai mari probleme cu banii? Uită-te la cum se comportă oamenii din jurul tău vis-a-vis de bani și o să înțelegi ce vreau să spun. Un contabil șef spune că își merită salariul de 100 de mii de dolari datorită experienței sale, dar apoi se plânge în mod constant de vânzătorii care câștigă prea mult. Ce e mai important? Să îți numeri banii sau să faci alții? Managerul unui departament nu vede nimic greșit în a cheltui banii patronului unei afaceri pe obiecte care își pierd repede valoarea, precum birouri sau computere, fără a obține între timp un rezultat mai bun. Dar apoi le cere celor din departamentul de contabilitate să piardă 30 de minute din timpul lor ca să găsească o chitanță de la o parcare din aeroport ca să îi restituie 15 dolari. Prioritățile sunt atât de încurcate, la atât de multe niveluri, atunci când vine vorba de bani, încât nu e nicio surpriză că majoritatea firmelor nu câștigă deloc. Când lucram într-o veche rafinărie de petrol din Lake Charles, Louisiana, mă uitam la oamenii care făceau munci periculoase, punându-și viețile în pericol în ture de 12 ore pe zi. Iar, imediat ce își primeau salariile, își iroseau toți banii pe care îi câștigaseră într-o singură seară. Era uimitor. Acești oameni se plângeau mereu de faptul că ar trebui să fie plătiți mai bine și lucrau mereu peste program ca să poată fi plătiți dublu. Aceiași oameni stăteau apoi în baruri și se plângeau de cât de prost sunt plătiți și câtă muncă depun, dar își cheltuiau banii ca și când nu ar fi însemnat nimic pentru ei. Unul dintre motivele pentru care am succes este că întotdeauna am fost obsedat să am grijă de finanțele mele și mi-am transformat banii într-o prioritate. Întotdeauna am fost transparent și deschis în legătură cu dorința mea de a avea și mai mulți bani, încă de când eram copil. Mulți oameni mi-au spus, și încă o fac, că e greșit să vreau atât de mult și mai ales să discut despre asta. Niciodată să nu vorbești despre bani, îmi spunea mama de atâtea ori. Majoritatea oamenilor sunt învățați să nu vorbească despre bani, așa că nu e de mirare că nu au bani deloc sau măcar suficienți încât să nu se mai îngrijoreze din cauza lor. Nu mă voi scuza niciodată pentru că vreau să am o situație financiară stabilă,
sigură și invulnerabilă. Le spun cât se poate de clar familiei, angajaților și clienților mei că vreau foarte mulți bani. Îmi amintesc că lucram cu un client care se plângea de prețul pe care îl oferam. I-am spus, banii sunt importanți pentru capacitatea mea de a reuși și de a te servi. Vrei să mă descurc foarte bine, nu-i așa? Perfect, semnează aici. Nu i-am cerut scuze pentru prețul pe care l-am pus sau pentru faptul că firma mea avea nevoie de bani. Nu îmi voi cere niciodată scuze pentru că vreau bani și o să și vorbesc despre ei. De ce să te mulțumești cu o singură culoare când poți avea tot curcubeul? Păstrează-ți banii în ordine. Pentru a înțelege și hrăni bestia economică, trebuie să devii obsedat ca banii tăi să fie în ordine, atât în viața de zi cu zi, cât și în afaceri. Când nu ai banii bine organizați, ordonați, te îngrijorezi mereu de lipsuri. Dacă nu faci destui bani sau îți ajung doar ca să te descurci de pe zi pe alta, ori dacă nu ai destui încât să îți domini competitorii, nu știi cum funcționează banii. Banii sunt amuzanți, seamănă cu o iubită geloasă. Fii atent la ei sau te vor părăsi pentru cineva care este mai atent decât tine. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să observi de unde îți vin banii. Dacă ai conturi pline de bani, pune-i să muncească pentru tine. Dacă ai bunuri care valorează bani, pune acele bunuri să muncească, în așa fel încât să-ți producă alți bani. De asemenea, redu orice cheltuieli pe care le poți reduce și fă-o repede. Odată ce ai redus cheltuielile, îți poți petrece tot restul timpului extinzând și monetizând lucrurile valoroase din viața și din compania ta. Eu îmi tratez toate firmele ca pe niște linii de producție. Gândul meu este întotdeauna: ce pot schimba pe piață astăzi și care nu se va încadra mâine la categoria de bunuri stricate sau inutile? Fac asta cu afacerile imobiliare, cu afacerile în tehnologie și cu firmele de consultanță. Ce apartamente ne pot astăzi aduce bani? Am antreprenori sau consultanți care nu lucrează luna asta și pe care îi pot introduce pe piață ca să câștige dolari? Avem produse care stau pe rafturi și pe care trebuie să le punem pe piață ca să ne aducă un surplus pe care să-l facem mai apoi să crească? De asemenea, nu uita ce am menționat mai devreme. Odată ce reduci cheltuielile din organizația ta, nu te mai întoarce la ele și concentrează-te în schimb pe creșterea veniturilor. Nu îți poți crește compania făcând-o întâi mai mică, trebuie să crești productivitatea. Eu îmi petrec peste 95% din timp concentrându-mă pe obținerea banilor și 5% din timp pe buget. Investește în a obține atenția oamenilor care vor da la schimb bani pentru produsele sau serviciile tale. Nu-ți alimenta îngrijorările în legătură cu registrele firmei. În 2008, toată lumea avea probleme cu vânzările din cauza că toți banii ușor de obținut din credite dispăruseră. Companiile aveau mari dificultăți în a-și vinde produsele. Așa că am scris o carte intitulată Vinde sau fii vândut, pentru a discuta problema pe care toată lumea o avea în domeniul vânzărilor. Am publicat singur acea carte și am mers cu ea din ușă în ușă prin toată America. Am vândut sute de mii de copii. Vinde sau fii vândut m-a dus în fața proprietarilor de afaceri și m-a adus la televizor și la radio. Mesajul meu era: aceasta nu este o economie proastă, este economia reală și toți trebuie să învățăm să vindem. Vinde sau fii vândut. Am intrat în atenția pieței și am obținut și câte ceva din banii ei. Apoi am reinvestit acei bani în crearea altor produse care să rezolve probleme. Rezolvări pe care le-am putut extrapola la zeci de mii de afaceri. Am creat Universitatea de Training în Vânzări Grand Cardone, unde vin milioane de vânzători. Antreprenori și manageri de vânzări
Acum, pentru a obține educația profesională care îi va face să fie niște vânzători mult mai productivi. De pe telefoane, tablete, computere, din birouri sau de acasă, ei pot învăța noile modalități de a se descurca cu clienții, de a-și crește afacerile, de a găsi clienți noi, de a oferi servicii, de a-și crește prezența pe rețelele de socializare și multe altele. Mă uimește că o astfel de întreprindere s-a născut în mijlocul unui dezastru economic, în momentul în care eu doar devenisem obsedat de a-mi pune banii în ordine. Într-un moment de criză, m-am uitat la bunurile pe care le aveam și pe care puteam să le introduc pe piață. În acest caz, bunul a fost chiar în capul meu. Toate cunoștințele pe care le am despre vânzări. Mi-au trebuit 3 ore în care cuvintele curgeau, pur și simplu, din mine și am scris o carte care a pornit o mișcare. Am introdus produsul pe piață, iar oamenii au dat bani în schimbul cunoștințelor mele despre cum să vinzi pe o piață din care oamenii se retrag. Când editura Borders și-a încheiat activitatea, am început să vând cărți din ușă în ușă și am început să-mi dezvolt afacerea și brandul. Am făcut bani, în vreme ce alții stăteau blocați în trecut, dând vina pe tehnologie și pe economie pentru eșecul lor. Devin obsedat de succesul tău financiar și gestionarea banilor sau vei avea de suferit. Hrănește bestia cu oameni extraordinari. Dacă ești cu adevărat obsedat să hrănești bestia și să ai succes, este important să te înconjuri cu oameni extraordinari care înțeleg și respectă acest lucru. În toate cele 5 companii pe care le dețin, am creat o cultură a succesului care se concentrează asupra hrănirii împreună a bestiei. Facem asta cu multe lucruri urgente și cu multe termene limită și pentru perioade scurte devenim concentrați ca un tot întreg, ignorând totul, cu excepția succesului. Devenim obsedați de proiectele noastre. Nu există toleranță pentru cei care nu respectă ordinele, pentru idei alternative, pentru versiuni mai slabe, pentru daruri sau pentru introducerea unor noi teme. Atunci când se dă un ordin să se facă ceva, trebuie să fie clar ca lumina zilei. Simplu, măsurabil, ușor de atins. Iar apoi directorii executivi trebuie să îl repete până când este executat complet, iar rezultatele au fost atinse. Fiecare ordin ar trebui să vină cu un obiectiv și cu termene limită. Cu cât mai importantă este ținta, cu atât mai des ar trebui să primești rapoarte despre cum este executat ordinul. Prima dată când am cerut unui departament rapoarte din ură în ură cu vânzările pe care le-au încheiat, a trebuit să repet cerința zilei întregi, pentru că era ceva ireal pentru liderul de echipă, căruia nu-i venea să creadă că cineva poate verifica ceva din oră în oră. Dar am vrut acele rapoarte ca să pot optimiza programul și ca să mă asigur că vom avea succes. Dacă asta înseamnă să primesc un raport în fiecare oră despre vânzările pe care le făceam, atunci asta aveam de făcut. Întâlnește-te cu echipa în fiecare zi. Activitățile importante trebuie făcute zi de zi. Dacă nu vă întâlniți zilnic ca echipă, atunci echipa ta va involua până în stadiul unei grămezi de oameni care merge fiecare în direcții diferite. Nu vei obține succesul pe care îl meriți de-a lungul timpului, ci vei eșua din cauza lipsei de încredere și a lipsei de activitate. Acest lucru este cu atât mai adevărat în domeniul vânzărilor. Acest domeniu are o reputație proastă pentru că este plin de amatori care nu își iau angajamente și care nu sunt nici trași la răspundere. Nu sunt motivați cum trebuie și sunt insuficient pregătiți. Întâlnirile tale zilnice, care au ca temă vânzările, consolidează ceea ce ești, ce faci, ce vrei de la echipa ta, ce aștepți de la membrii ei și ce le oferi clienților. Toate aceste lucruri
Hrănesc bestia. Încurajează prin atenție. Ori tu, ori managerul tău trebuie să intrați în biroul de vânzări în fiecare oră ca să vă asigurați că membrii echipei nu pierd timpul din nou. Nu-mi pasă dacă intri pur și simplu în cameră și îi bați pe câțiva pe umăr și îi spui unuia: ai făcut o treabă bună azi. Sau altuia: treci la telefon, ne grăbim să ajutăm oameni. Lasă-i să vadă că ești atent. Pe timp mă plimb prin departamentul de vânzări, poate chiar pot să intervin într-o conversație telefonică și pot să îi arăt angajatului meu cum se face treaba. În majoritatea timpului, simpla ta prezență îi va face să revină la țelul despre care ați discutat la ședința de vânzări. Sărbătorește succesul! Într-o zi, am primit un e-mail de la un client care îmi spunea că a investit $22.000 într-unul din produsele noastre de training pentru începători și că a câștigat $3.000.000 în 90 de zile. Nu e o investiție rea? Am pus mâna pe telefon, am înregistrat rapid un filmuleț în care am citit e-mailul și am felicitat echipa responsabilă. Apoi l-am trimis într-un alt e-mail vicepreședintelui departamentului de vânzări și i-am spus să îl arate echipei. Dacă nu ai timp să îți sărbătorești angajații și succesele lor, atunci ți-ai pus greșit prioritățile. O afacere depinde atât de clienții noi, cât și de cei vechi, iar energia necesară pentru a obține și a menține clienții este vitală pentru dezvoltarea ta. Mai bine ai deveni obsedat de succesul echipei tale, altfel oamenii tăi vor degrada până sub medie. Amintește-ți, ochii care nu se văd, se uită. De la cap se strică peștele. Dacă te comporți de parcă succesele nu sunt importante, atunci și echipa ta se va comporta la fel. Creează-ți motouri ale companiei. Dacă vii la birourile mele din Miami, o să vezi motourile companiei noastre peste tot. Îi înconjur pe oamenii mei de crezurile și zicalele mele. Fiecare ușă de la fiecare birou are un semn care oferă un anumit mesaj în legătură cu respectivul departament. Ne grăbim să vă servim. Succesul este datoria mea. Refuz să las clientul să nu facă afaceri cu noi. Nimeni nu poate cumpăra la un preț mai mic. Atunci când valoarea depășește prețul, oamenii iau decizii. Atunci când clienții nu cumpără, este vina noastră, nu a lor. Nu renunț să-mi sun înapoi clientul, chiar dacă mi-a spus să nu o fac. Te costă mai scump să nu-mi cumperi produsul decât dacă îl cumperi. Fac mai mult decât mi se cere. Nu trebuie să fiu aici pentru totdeauna, dar mă voi dedica total astăzi. Refuz să devin mediocru. Îngroapă-ți angajații în mesaje de vânzări și hrănește-i cu orice au nevoie pentru a le oferi energia, motivația și încrederea necesare pentru ca ei să depună și mai mult efort decât trebuie pentru a vinde. Convinge-i că în fiecare moment pot fi obsedați sau pot rămâne mediocri și că asta este, de fapt, o alegere. Acum că ne-am uitat la cum să hrănești bestia, atât pe plan personal, cât și în firma ta, trebuie să vorbim despre fața cealaltă a monedei, înfometarea îndoielii.